Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, eu sunt Stella Cădar și începe agenda publică. În platoul Informația TV se află domnul Beniamin Urs, consilier județean PNL Satu Mare. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul avocat Ovidiu Mureșan, Casa de Avocatură Mureșan Silaghi. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat Bună seara și vă mulțumesc invitație. Doamnelor și domnilor, ca de obicei, vom începe cu o scurtă revista presei, Informația zilei, Cotidianul județului Satu Mare. Acesta este numărul de astăzi. Am și prima pagină din numărul de mâine. Vă citesc câteva titluri. Confruntarea moțiunilor este titlul editorialului semnat de domnul director Dumitru Păcuraru, editorial pe care îl puteți citi în numărul de mâine al cotidianului Informația zilei. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu se votează marți, este un alt titlu din numărul de mâine. Prima ședință online de Consiliul Municipal în Valul 4. Aglomerație, doamnelor și domnilor, la centrele de vaccinare este un alt titlu. Domnilor, aglomerație la centrele de vaccinare, domnule avocat, v-ați fi așteptat după ce s-au închis centrele din lipsă de doritori de vaccinuri, acum se vede că se înghesuie lumea. Eu cred că e ceva specific nouă, tot timpul lăsăm cumva pe ultima 100 de metri, că e vorba de cumpărători pentru sărbători, unde toată lumea se îmbuzește. Cred că și varianta asta acum a cazurilor care a explodat până în țară și probabil că acum începe să cred că să-și facă și cuvântul frică cumva o variantă mai ales în cazul celor nevaccinați. Cred cu tărie în continuare, respect opțiunile fiecăruia, chiar le respect, nu sunt adeptul obligativității, asta nu sunt în raport de profesia pe care o am și în fiecare zi apăr drepturile și libertățile clienților mei, nu am cum să spun că sunt de acord cu obligativitate, dar a lua cu asalt centre de vaccinare, eu cred totuși că e cel puțin un semn bun. Acum, evident că se naște întrebarea de ce le-au luat acum și au avut toată vara, se putea liniștit, lejer și poate că acum am fi ajuns cumva într-o situație mult mai blândă. Nu știu, asta, eu cred că culpele sunt împărțite din punctul meu de vedere și aici și cei care se ocupau de vaccinare, în primul rând, eu așa am observat cel puțin din punctul meu de vedere că vara, toată vara aceasta, n-a mai fost campania aia masivă. Cumva a fost varianta, ok, e vara, ne relaxăm și noi. Cred că aici s-a greșit în condițiile date și nici nu mai contează acum cine a greșit, cum a greșit. Important este acum să se găsească soluții viabile, soluții pertinente și nu ne încălzește cu absolut nimic că nu știu cine a desfințat paturile și acum de mâine îl destituim. Asta deja acum e poveste veche. Cert este că ar trebui să învățăm din aceste greșeli. Și chiar cred că a tot arătat cu degetul, am avut în clasa politică, nici nu vreau să fac referire la ea că e ceva de nedescris în varianta asta, dar totuși nu trebuie să arătăm cu degetul, trebuie să explicăm mai mult oamenilor, să explicăm care sunt avantajele vaccinării, să explicăm celor care nu doresc să se vaccineze, că dacă nu doresc să te vaccinezi, nu există varianta fără reguli. Faptul că tu, ca persoană, ca individ, nu crezi într-un anumit virus sau că în infectare, e foarte bine, e dreptul tău. Dar în același timp, cel care crede și care este frică să nu se infecteze, până la urmă acest virus se propagă pe calea aerului. Adică, până la urmă, nu poți să influențezi cumva, adică să mergi pe tărâmul libertății celuilalt, libertății care, până la urmă, el și-a asumat și s-a vaccinat. Așa că această teorie că nu purtăm mască, nu ne vaccinăm, virus nu există și așa mai departe, asta e o chestiune care
nu știu de unde s-a propagat destul de acid la noi în țară, mai acid simt eu la noi în țară în raport cu celelalte țări în Uniunea Europeană. Și cu asta închid această paranteză. Am fost chiar de curând, în urmă cu ceva săptămâni, am fost în Germania, am fost în Austria. Toată lumea, adică cine este vaccinat foarte bine, cine nu, poartă masca, distanțare, dar nu o poartă în varianta sub nas și pe mână. Nu, este o chestiune de respect față de o regulă care s-a instituit cumva, care să contrabalanceze cumva acest virus, adică să-i împac cumva și pe cei vaccinați și pe cei nevaccinați. Asta este democrație și este libertate. Nu varianta fără reguli, fără nimic, care se numește haos, se numește, nu știu, varianta Afganistan sau altă variantă. Nu cred că ne dorim să ajungem acolo. Și aș mai spune ceva. Nu știu dacă varianta în care mi se îmbolnăvește, de exemplu, cineva foarte drag nouă, nu știu dacă atunci susținem cu tărie în continuare aceleași idei care le-am avut anterior în îmbolnăvirii persoanei dragi. În urmare, eu cred în această paralelă, în cei nevaccinați, cei vaccinați, dar ambele categorii, ambele, și aici atunci e o chestiune unitară, de a respecta aceste reguli. Deci, e ca la acasă la cineva, e ca și cum ne educăm copiii. Copiii nu cred că niciun dintre noi ne educăm copiii în varianta în care faceți ce vreți, vă faceți temele când vreți, veniți, plecați la școală când vreți. Nu? Că asta ar însemna în varianta pandemică. Și atunci, eu cred că și aici, exact cum facem acasă, așa trebuie să ne imaginăm că okay, cineva, ok, că este bun, că este rău, că este la PNL, că este la PSD, că este de la USR, că ok, excepție făcând AUR, că acolo chiar suntem pe un tărâm destul de, chiar cred medical, dar medical pe altă specialitate decât virusologie sau pneumologie, dar eu chiar cred că ar trebui să dăm dovadă că suntem o națiune care nu suntem tot timpul cea mai de jos, adică cumva noi tot timpul suntem după unguri, după nemți, după austrieci. Să încercăm și noi să dovedim că, uite, suntem și noi o națiune care respectăm o regulă, o ducem până la capăt și să vedem ce se întâmplă. Pentru că până nu vedem, nu avem de unde să știm că, păi nu funcționează. Păi nu, ok, Danemarca s-a vaccinat 82% din ce am văzut. Ok, deci ei cumva pot să zică că funcționează sau nu funcționează. Noi acum cu vaccinare de, nu știu, suntem la 30, e impropriu să lansăm tot felul de... Da, domnule Urs, citeam înainte un titlu din numărul de mâine al cotidianului Informația Zilei, prima ședință online de Consiliul Municipal în Valul 4. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, la Consiliul Județean faceți ședințele online sau vor fi cu prezență fizică? Săptămâna aceasta cu prezență fizică, dar tot așa cu distanțare, fiecare am fost, cu normal, fiecare cu mască. Am făcut ședința respectivă și a necesitat prezență deoarece am avut o rectificare de buget, am avut totodată o preluare a unui imobil care se face cu un vot de 66% din numărul de consilieri care să-și exprime votul pentru preluarea imobilului din localitatea Batarci, unde vrem să facem o stație de salvamont, și a fost nevoie de prezența fizică a fiecăruia. Da, am înțeles, doamnelor și domnilor, să mergem mai departe cu revista presei. Graiul Sălașului este cotidianul județului Sălaș pentru telespectatorii noștri din județul vecin. Ai mașină mai nouă de 10 ani sau drujbă? Îți iei adio de la compensarea facturilor de gaz, scriu colegii de la Graiul Sălașului. Pentru telespectatorii vorbitori de limbă maghiară din județul Satu Mare avem Frișuișag, este cotidianul de limbă maghiară al județului Satu Mare și, ca de obicei, două ziare naționale, Adevărul, doamnelor și domnilor, și Jurnalul Național. Este foarte important să citiți ziarele, acolo găsiți știrile corecte, știrile reale.
Domnilor, să trecem la dezbaterea principalelor subiecte ale zilei. Vreau să vă întreb cu ce să începem. Să începem cu pandemia, să începem cu moțiunea. Eu vă propun totuși să începem cu pandemia. Un nou record de îmbolnăviri a fost înregistrat astăzi. Nu sunt paturi la ATI. Multe decese, multe persoane internate în stare gravă la spital. Domnule avocat? Exact, cum școlile rămân deschise indiferent de incidență? Da, asta cu școlile rămân deschise în varianta în care efectiv izolat în funcție de infectări să rămână deschise este o, zic eu, o variantă mai bună. L-am urmărit pe domnul ministru Câmpean și din punctul meu de vedere, cel puțin opinia mea este că este o variantă mult mai bună. Acum, este adevărat că această variantă ar trebui, să zic așa, asezonată cu, cu teste rapide, acele teste din salivă, teste care, că, până la urmă, este o polemică. Ok, unele școli rămân deschise sau clase, nu, ok, da, probabil că acolo o familie, două, trei s-au testat. Deci testarea asta trebuie să intre cumva într-un făgaș. Un făgaș care, da, nicio testare nu este 100%, poate să dea faz pozitiv, așa mai departe, dar nu asta. Discuția este că, cel puțin în Germania, se testează destul de masiv în varianta aceasta și eu cred că așa s-ar putea. Trebuie făcută tot timpul un echilibru. Eu chiar cred, după un an și ceva de pandemie, am studiat destul de atent varianta asta și în celelalte țări și la noi. Bine, aici trebuie să ai în vedere și cultura și poporul. Nu este așa, adică nu ce funcționează în Germania funcționează și înapoi neapărat la noi. Dar cred că varianta asta, sub nicio formă varianta în care să pui cadre didactice să se testeze și, adică care nu se vaccinează să se testeze și să-și plătească testele. Asta puțin mi se pare deja totalitarism cumva, adică până la urmă, prestează un serviciu pentru binele public, până la urmă, cu ghilimele. Sunt profesori, ne învață copiii. Acum suntem într-o chestiune de pandemie. Cred că atât de la guvern poate să vină pentru cadrele didactice. Și atunci, în condițiile acestea, nu ar putea avea pretenția și cei care lucrează în privat, domnule avocat, să fie testați gratuit, de exemplu cei care lucrează în comerț și care vin în contact cu oamenii sau alte categorii profesionale. De ce pentru unii se poate sau de ce altfel v-aș întreba, de ce doar pentru cei de la stat se poate? Testare gratuită, premii, vouchere de vacanță și toate cele și pentru muritorul de rând care lucrează la privat și majoritatea sau mulți dintre ei câștigă salariul minim pe economie, să-și plătească testele. Acum aici o să, deși provin din mediul privat și probabil sunt într-o profesie liberală, dar vă spun sincer că data asta o să țin, cel puțin în ce privește învățământ, o să țin de partea aia. De ce? Pentru că până la urmă ne dorim să avem o educație cât mai bună pentru copiii noștri, pentru a avea la un moment dat și o clasă politică mult mai bună. Dar nu are nimeni ceva împotriva. Eu cred că aici într-adevăr ar trebui să fie o excepție. Nu aș putea să pun pe aceeași picior de egalitate cadrele didactice cu, nu știu, uitați-vă, cu o primărie. Deci nu pot de să ce? Pun. Pentru că vrând nevrând sunt niște metode în care s-ar putea într-o primărie se pot cumva proteja mult mai bine decât în varianta DASC-ului, cum se protejeze DASC-ului, puteți să stea nu-i în... puneți pe picior de egalitate cu cei din primărie, dar cu cei din comerț. Cu ei da. Ce facem? Da, aveți perfecte dreapte. Aici, din păcate, chiar cred că în raport de, nu știu, dificultatea bugetară care probabil că ar fi pentru aceste teste, nu am cifrele, nu mă pot pronunța efectiv, adică cât ar fi. Adică n-aș vrea să spun că da, toată lumea gratuit. Că probabil că, nu știu, s-ar face uz într-o variantă în care poate n-ar trebui sau... Nu așa aș cuantifica-o, dar...
totuși adică cred că... dumneavoastră ne spuneți că nu-i bine să-i oblige statul pe cei care nu s-au vaccinat, că sunt profesori medici sau alte categorii profesionale, dar nici să nu-și plătească testele. De ce unii sunt mai privilegiați? Eu aș face o variantă, cel puțin, mie îmi place tot timpul varianta cumva de mijloc. Cumva nu e nimic în extrem. Și, până la urmă, dacă eu trebuie să-i respect, că vreau, că îmi place, că nu-mi place. Repet, eu m-am vaccinat și mă vaccinez cu a treia doză. Dar trebuie să-i accept cumva opțiunea că nu dorește. Da, este okay. Normal dar și logic. Varianta asta de accepta, este foarte bine să-i accepti. Dacă îi accept varianta asta, asta nu înseamnă că eu cumva, că știți, pe partea asta, de fapt, mi se pare cumva că măsurile care vin cumva ca și o pedeapsă pentru cei care nu se vaccinează. Eu așa că o văd. Nu i-ați compara pe cei care lucrează în primărie, domnule Urs, domnul avocat ne spune că nu i-ar compara pe cei care lucrează în primărie cu dascălii, de exemplu. Dar trebuie să nu uităm că în primărie sunt și persoane care lucrează pe domeniul asistenței sociale sau în alte domenii care au legătură cu persoane bolnave și care au tangență cu persoane bolnave, care se duc acasă la acele persoane pentru a face anchetă socială și așa mai departe. Ei, lor să nu le deconteze statul testele, dar profesorilor și medicilor să le deconteze. Cum vine asta? Soluția cea mai la îndemână cred că este să ne protejăm unii pe alții cât mai bine. Metodele sunt diverse. Unii, cei mai mulți, consideră că vaccinarea este soluția, dar totodată un prieten de-a meu și-a testat anticorpii, a făcut rapelul în luna aprilie, dacă nu mă înșel, și nu a avut anticorp deloc după 6 luni. S-a înscris și probabil de aceea sunt atât de mulți la centrele de vaccinare la ora actuală, pentru că sunt și cei care doresc a treia doză, vor să se revaccineze, să își producă din nou anticorpi, dar soluția este să ne protejăm. Ce faci dacă, da, testăm, se testează persoane și până la urmă își dă seama că este pozitiv, luând în contact cu persoane din mediul social și așa mai departe, sau persoane de care are grijă, persoane bolnave. Deja răul este făcut. Ori soluția este protejarea fiecăruia și încercarea de a nu contamina pe ceilalți, să realizezi că poate ești vaccinat, dar poate ești purtător și tot timpul trebuie să îți asiguri că nu contaminezi pe ceilalți și să... Îmi cer scuze, i-am uitat pe cei care lucrează în centrele de copii, în centrele de bătrâni. Exact. Da, de ce ei nu... Sunt forme prin care încercăm să protejăm cât se poate, dar până la urmă vii în contact cu ei. S-a dovedit că și dacă ești vaccinat, ai putea să fii și să transmiți virusul. Deci, deocamdată ne găsim într-o situație în care sunt atâtea necunoscute vis-a-vis de acest virus și de această boală. Nu știm exact 100% multe lucruri, dar singura cale este să ne protejăm pe noi și pe ceilalți. Este masca, dezinfecția, spălatul și așa mai departe. Chiar asta, chiar după cum v-am auzit, am avut o întâlnire în urmă cu mai bine de o săptămână, două chiar, cu un cetățean spaniol și care spunea, mi-a plăcut extrem de mult răspunsul lui la întrebarea mea, că voi de ce purtați masca? Și răspunsul lui a fost, din bun simț pentru cel de lângă mine, unde intru în magazin, unde mă duc să alimentez sau unde mă duc să cumpăr cele necesare, ca să nu-l infectez pe el. Că, ok, eu am opțiunea mea că mă vaccinez sau nu mă vaccinez, e problema mea. Dar cel puțin să fac acest mic, cumva, compromis în care să am bun simț să nu îi transmit celuilalt de lângă mine. Și, dar să știți, domnule avocat, îmi cer scuze că vă întrerup, eu circul destul de mult pe jos și merg pe jos, deci nu circul cu mașina, și mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și sunt foarte mulți care poartă mască și pe stradă, cu toate că municipiul Satu Mare nu e un oraș atât de aglomerat încât să ne lovim unii de ceilalți, și cu toate acestea oamenii poartă mască.
Dar nici nu cred că acolo este problema cea mai mare, pe stradă. Uitați-vă, să vedeți în centrele comerciale. Acolo păi, dacă este, poartă acolo este... mască pe stradă, mă gândesc că poartă și în centrele comerciale. Eu cred că pot să afirm. Cei care poartă masca și pe stradă, cred că deja sunt categoria celor care s-au vaccinat și care recunosc cumva virusul acesta ca fiind unul, să zic așa, nărăvaș și care încă nu știm în ce variantă va ajunge. Problema cea mai mare este în categoria cealaltă și acum nu vreau să supăr nimic, am fost chiar super echidistant în raport cu asta și apărătorul drepturilor și celor care nu doresc să se vaccineze, dar acolo într-adevăr este așa o aciditate extrem de crescută și în mediul online și în varianta efectiv televiziune și mai departe, în care varianta care nu mă vaccinez, nu recunosc că există acest virus, nu există și nu mi-l fac. Ok, și de aici încolo toate cu nu. Nu mă protejez, nu sunt de acord cu mediul online atunci când am rate de incidență 10, de exemplu, unde, să fim serioși, acolo chiar că deja este o problemă, nu poți să spui că ok, mă fac că nu văd problema aceea și pe mine nu mă interesează că decedează oameni, nu mă interesează că la spitale nu mai sunt locuri, nu mă interesează. Deci varianta asta cu nu în brațe și tot, nu înseamnă democrație. Asta absolut deloc. Eu chiar îmi doresc să subliniez acest aspect. Nu înseamnă nu că este părerea mea. Se poate observa din cea mai veche istorie până astăzi. Ce înseamnă democrație, ce înseamnă libertate de exprimare, ce înseamnă niște drepturi și libertăți pe care, nu știu, strămoșii noștri și la fie în fiecare popor și le-au dobândit, apărat și cucerit. Dar varianta aceasta în care cumva aici în haosul acesta, autoritățile cumva vin și cumva, vedeți, aici nu-mi place ce se întâmplă din punct de vedere al guvernării, al celor decidenți, în care cumva oblig, cumva, destul de, cu mâna mai forte, cumva, încerc să-i oblig. Nu se va întâmpla decât o să fie un efect de ricoșeu și un efect de bumerang pe termen lung. Nu asta ar fi varianta. O spun și o spun în continuare, cred că de peste un an de zile o spun. În mediul rural, unde sunt, uitați-vă, sunt desperate de incidență, ok, sunt câteva orașe mari, nu am spus că nu, dar uitați-vă că cei mai multe sunt la sate comune. Ori acolo, un singur om este cel care trebuie să transmită acest mesaj. Îmi pare foarte rău, nu vorbim de primar, nu vorbim de polițist, nu vorbim de premier, vorbim de preot. Și acolo există clar se vede un... o ruptură cumva în a avea practic biserica de partea ta și de a te ajuta efectiv pentru a duce mesajul acesta și de a ok, decizie cu cunoștință de cauză, dar ok, lasă-mă să aduc, nu știu, doi medici aici, duminica, la ăsta care să vă explice. Eu cred că și acolo, în toate localitățile, eu cred că o duminică se poate cumva înjumătăți slujba ca să... Domnul Mureșan, deci toate bisericile s-au rugat ca Dumnezeu să lumineze oamenii să scoată un medicament. Ori acum se pare că vaccinul este un medicament care ar ajuta la stoparea acestei boli. Lucrurile astea ar trebui spuse oamenilor. Problema cea mai mare, suspiciunea cea mai mare vine că, domnule, nu știm ce se întâmplă, sunt oameni care s-au vaccinat și au murit pe urmă. Sunt suspiciuni foarte multe. Asta ridică multe semne de întrebare. Ori, dacă într-adevăr se vede și în țările, dar uitați-vă ce se întâmplă în Israel, unde rata de vaccinare e 80% și au mii de cazuri de îmbolnăviri. Dar știți ce am studiat? Un parlamentar israelian, chiar am urmărit o emisiune, a ieșit și a zis, domnule, noi suntem cobaii lumii. Foarte revoltați. Ei au ales doar să se vaccineze doar cu Pfizer. Au făcut unele contracte doar cu firma Pfizer. Și zice, domnule, noi suntem acum cobaii lumii și este mare scandal pe tema aceasta în Israel. Da. Se pare că rata de reinfectare este mai scăzută, nu faci formă gravă a bolii. Și la decese. Și la decese se vede, acolo se vede mult mai. Eu cred că cea mai bună imunizare este cea
a celor care au trecut prin boală, cea mai bună imunizare, pentru că organismul nostru a produs anticorpi necesar să lupte cu virusul respectiv. Virusul există, virusul se răspândește, se multiplică, sunt variante, pentru că virusul este un organism care vrea să trăiască. El caută o gazdă, gazda fiind omul. Nu, și atunci el caută o gazdă unde să se multiplice și până la urmă ori este anihilat de anticorpi din organismul respectiv, ori își omoară gazda. Pentru că toate pandemiile așa s-au terminat. Virusul se omoară pe el însuși. Și în 2-3 ani, toate pandemiile de-a lungul istoriei care au existat, în lungimea maximă dura, sau medie, era de 2 ani jumate. În 2 ani jumate se încheia pandemia. Da, doar că, domnule Urs, din păcate, numărul îmbolnăvirilor este foarte mare. Este mare. Spuneam la început că am atins un nou record. Premierul este supărat, se pare, pe managerii de spitale. Să-l ascultăm, apoi să comentăm. În primul rând știți foarte bine că, așa cum România a trimis echipe medicale în Slovacia, în Italia, întotdeauna, dacă este nevoie, vom activa acest plan, el este acolo. Deci nu, asta nu trebuie să facem ceva special. Sunt sigur că cei care sau Grecia, noi am trimis echipe de fiecare dată, dacă va fi nevoie, să zic că vom activa, deocamdată nu este nevoie. Ceea ce este nevoie, și aici fac un apel la toți managerii de spital și șefii de secție, să termine cu tergiversările și de fiecare dată când este nevoie, să răspundă imediat la nevoile în ceea ce privește schimbarea unei secții în secția ATI. Am văzut că de fiecare dată sună ori președintele Consiliului Județean, ori primarul, nu. Sunt acolo să rezolve această problemă. Dacă nu rezolvă această problemă, pleacă și vin alții. Nu trebuie să ceară voie de la președintele Consiliului Județean să mărească numărul de paturi într-o secție ATI în această situație. Domnule Urs, se pare că managerii de spitale cer voie de la președintele Consiliului Județean să mărească numărul de paturi la ATI. Dar de ce? Ce treabă ar trebui să aibă președintele de Consiliu? Deocamdată, spitalele județene sunt în administrarea consiliilor județene. Ei, probabil managerii de spital, vor să se spele pe mâini. Da, domnule, dacă s-a întâmplat ceva într-o secție sau nu a funcționat bine, și-a dat acordul președintele Consiliului Județean să răspundă dânsul. Ori eu cred că de aceea sunt manageri, să găsească soluții. Dacă este nevoie să se mărească numărul paturilor de ATI, să facă tot posibilul ca lucrul acela să se întâmple cât mai degrabă, pentru ca acei bolnavi să poată să fie tratați, să poată să fie internat, să aibă pat liber la spital. Ori să dăm vina, pentru că toate lucrurile astea se tergiversează tocmai pentru că nu există acea asumare a răspunderii. Ori, domnule, dacă ești manager, asumă-ți răspunderea și organizează în așa fel încât numărul paturilor de la ATI să fie numărul optim sau să se mărească unele secții sau să se renunțe la anumite secții pentru a face mai multe paturi pentru cei care au nevoie la ATI de ele. Domnule avocat, dacă nu rezolvă problema, pleacă, vin alții. Păi da, nu știu dacă, bine, și următorul nostru ceară voie, tot la fel se va întâmpla. Adică nu cred că se va întâmpla, ok, se schimbă Popescu cu Ionescu și tot acolo vom ajunge. Nu cred că asta e soluția. Soluția era probabil că aici chiar din nou ajung la Ministerul Sănătății, unde, te spunem acum, cel puțin din, nu știu, la sfârșitul lui iulie, eu cred că se putea spune, ok, încet, încet, începând de august, iarăși frumos, tot mai punem, nu știu, 10, 20, 10, 20 de paturi și transformăm încet, încet secțiile. Eu cred că este ca și, nu știu, ca și orice fel de lucrare, până la urmă, adică dacă o fac de pe zi pe alta, iese cum iese, dacă o fac din timp elaborat, rezultatul este cu totul altfel. Deci, nu știu de ce nu ne place varianta asta de a organiza lucrurile, de a anticipa un picuț, de a părea cumva că suntem organizați. Acum, nu pot să-mi zică mie nimeni acum, nici un manager și nici nimeni, că pandemia a luat prin surprindere, ca și cu zăpada și cu ninsorile. E ok, ne-am uitat cu toții, ne-am uitat în fiecare zi. Eu cred că mass media a fost destul de tranșantă în fiecare zi. Câte infectări, câte... Și mai departe. Acum,
dacă stinge un trezor, zicem că ok, nu ne interesează că e perioada de vară și în septembrie îl deschidem și vedem că opa, sunt 11.000 de cazuri pe zi și acum eu nu am paturi. Pare de rău, deși știu, repet, managerii, unii dintre ei s-au implicat foarte mult și au gestionat. Acum îmi pare foarte rău, sunt manager, trebuie să managerieze situația ca atare. Nu președintele de Consiliul Județean, din punctul meu de vedere, trebuie să zică, m-am dat seama, hai să spunem prin absurd că președintele, nu, teoretic că președintele Consiliului Județean este medic, teoretic, dacă nu e medic, mie mi se pare, nu știu, total, cumva să-l sun, să-l întreb că mai fac de mâine 20 de paturi în secția de, nu știu, de cardiologie, capar n-are, adică, da, sunt perfect de acord cu noastră, cred că e cumva o pasare responsabilității, numai că pasă în vieți. În tot timpul acesta, cât noi ne cerem acordul unul la celălalt. Întrebarea este atunci când s-au desființat, pentru că la un moment dat erau mai multe secții de ATI, atunci tot așa s-a cerut acordul președinților de Consiliu, când județean, de exemplu, să fie de acord să fie desființate unele secții, pentru că nu mai aveau pacienți și atunci unele secții și patru s-au desființat. Dar când să le reînființăm, tergiversăm lucrurile. Ori un manager trebuie să acționeze imediat. Și dumneavoastră sunteți manager de firmă, știți că nu sunt unele lucruri care trebuie făcute imediat, sunt lucruri care se pot amâna, dar cele care sunt urgente, imediat trebuie să acționați. Exact așa este și într-un management normal. Sunt lucruri care ți le pui pe ordinea de zi, asta le fac astăzi, mâine și așa mai departe. Dar intervin lucruri de urgență care efectiv le împing pe celelalte sau le amâi pe celelalte și cele urgente trebuie neapărat rezolvate. Domnilor, se pare că peste această criză sanitară se suprapune și o criză politică. Vedem că astăzi în Parlamentul României a fost citită moțiunea de cenzură depusă de PSD. Pe circuitul parlamentar mai există o moțiune, cea depusă de USR plus AUR, care va fi citită sau votată probabil după ce Curtea Constituțională va da moțiunea. Va da motivarea, mă scuzați. Să-l ascultăm pe liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, și apoi să vedem și să comentăm. Moțiune de cenzură care se intitulează Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor, jos guvernul Cîțu. În vreme ce traiul românilor devenea tot mai împovărat de lipsuri, guvernarea PNL, USR plus UDMR avea o singură prioritate, lupta pentru putere. În disperarea de a acapara toate resursele statului pentru firmele de partid, au abandonat total România și pe români. În aceste condiții, singura soluție pentru ca România să iasă dintr-o continuă criză politică, economică și socială este ca guvernul Cîțu să plece urgent de la conducerea țării. Guvernarea perdanților a sărăcit România. Fiecare român este mai sărac cu 560 de euro după măsurile care au distrus puterea de cumpărare. În plină explozie a prețurilor, în condițiile unei creșteri galopante a inflației, guvernul nu a găsit altă soluție decât înghețarea pensiilor, a alocațiilor și a salariilor. Statisticile oficiale arată clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 12%. Cu toate acestea, prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, guvernul PNL USR plus UDMR a fost mult mai preocupat de lupta pentru putere în interiorul coaliției și a preferat să condamne la sărăcie peste 7 milioane de români. Românii se confruntă cu explozia prețurilor și a cursului valutar. Pierderea controlului asupra prețurilor la energie și combustibil au generat o inflație galopantă. Vârfurile de preț la gaze, plus 65%, la electricitate, plus 45% și combustibil, plus 54%, au antrenat explozia lanța prețurilor, mai ales la alimente de bază, plus 14%, și medicamente, plus 25%. Cursul valutar doboară zi de zi maxime istorice, ceea ce înseamnă, pe scurt,
rate mai mari la credite, creșterea prețurilor facturilor și scumpirea bunurilor din import. Dreapta a impus românilor datorie care le amanetează viitorul. Datoria publică este în fiecare secundă mai mare cu 1700 de euro. L-am auzit pe liderul deputaților PSD care a citit astăzi plenul reunit al Parlamentului, moțiunea de cenzură, vorbea de faptul că românii se confruntă cu explozia prețurilor, a cursului valutar, puterea de cumpărare a scăzut, au fost înghețate alocațiile, pensiile, fiecare român este mai sărac cu 560 de euro, parcă spunea domnul Simonis, după măsurile dispuse de guvernul Câțu. Ce părere aveți, domnule avocat? Acum, eu nu am datele domnului Alfred, nu știu de unde a rezultat acea sumă de 560 de euro, dar cu un singur lucru sunt de acord. S-a spus la un moment dat, în declarația dumnealui, că guvernarea de acum, într-adevăr, s-a preocupat mai mult de luptele interne și de partea aceea. Trebuie să recunosc că în ultimele 3 luni de zile și mie așa mi s-a părut. Efectiv, fără niciun fel de menajamente. Așa mi s-a părut. Cumva aici s-a mers cumva pe o variantă în care, sincer, nu aș fi crezut că de la PNL, cel puțin la PNL, să fi văzut varianta aceasta. Bine, acum, domnul Alfred Simonis, cumva, normal fiind în opoziție, e evident, dar haideți să nu uităm, o să fim obiectivi. Același lucru s-a întâmplat de câte ori în guvernul, gândiți-vă, care guvern de la PSD, al câtelea, care premier, deci a fost și acolo o perioadă exact identică în care s-au preocupat mai mult funcțiile, cine vine, cine pleacă, cum, deci doar că în acest moment alegătorul se uită așa, am două partide mai mari, PNL, PSD, PSD a fost, publicul, votanții până la urmă i-au sancționat cu ghilimele, da? Au plecat la guvernare. A venit PNL. PNL o face exact la fel. Și în acest context nu există o normalitate cumva în ce privește clasa politică să înțeleagă că mai indiferent că nu suntem la putere PNL-ul acum, adică hai să fim serioși. Nu o să fie alegeri anticipate, toată lumea vorbește de, cel puțin în ultimii 10 ani deja aceste două cuvinte s-au folosit într-o veselie. Nu se întâmple, veci pururi. Dar, haideți să facem ceva pentru sistemele care oricum, că vine PSD-ul, că vine PNL-ul, că pleacă PNL-ul, indiferent cine vine, de medici tot avem nevoie, de sistemul sănătate să ne facă bine, de școală tot avem nevoie, de drumuri tot avem nevoie. Păi avem câteva ramuri care nu suportă niciun fel de amânare, unde nu trebuie să existe niciun fel de clientelă politică, nu trebuie să existe angajări pe variante pe care le-am văzut, inclusiv și la PNL le-am văzut, cum le-am văzut și la PSD. Domnul Dragnea a fost condamnat într-unul dintre dosarele dumnealui, da, exact pentru că s-a angajat, cum s-a angajat și mai departe. Eu mă întreb tot ce a relatat mass media numai în ultimul un an și ceva pandemic, am pandemic, adică tu în pandemie te preocupi mai mult pe unde să-ți pui oamenii decât varianta de a avea un sistem de sănătate, să începi să-l îngrijești, să-l pui cu ce ai, cum ai. Să știți că și o casă care este mai sărăcăcioasă, dacă este curată, este perfect locuibilă. Ei n-au făcut curățenie din PNL în varianta asta care să vină să zică ok, noi venim și facem altfel. Noi încercăm sistemul să-l punem așa pe făgașul care trebuie. Domnule Urs. Da, și eu m-am stat și m-am întrebat de ce 560 de euro suntem mai sărați și nu 570 sau 550. Deci asta a fost întrebarea. Probabil că au făcut ceva calcule ei acolo. Da, într-adevăr, prețurile au crescut, dar să nu uităm că au crescut în toată lumea. Au ajuns China să restricționeze curentul electric. Englezii nu au voie să alimenteze doar 30 de litri la pompa de benzină, ceea ce sunt revolte enorme.
Franța a decis 5,8 milioane de familii vor fi ajutate cu 100 de euro pentru ca să treacă și să-și poată plăti facturile. Deci în toată lumea se iau măsuri pentru că prețul la energie a crescut extraordinar de mult, prețurile la materiile prime au crescut extraordinar de mult, este un haos și nu se poate face o predicție ce se va întâmpla. Societățile comerciale, firmele stau și se întreabă, nu știm ce va urma. Toți managerii, toți care doreau să investească, sunt într-un stand-by, nu mai au curajul să investească nimeni pentru că nu știu ce va aduce viitorul. Este o teamă, o frică, nu știm când va reveni sau când se vor stabiliza prețurile, pentru că nici acum prețurile nu sunt fixe. Nu poți să zici că, da, domnule, a crescut și este o cotație maximă. Pentru că s-ar putea ca cotația respectivă să crească, cotația respectivă să explodeze prețul la un bun pe care tu îl dorești. Noi, de exemplu, am cumpărat din Germania în primăvară, l-am plătit de la o societate comercială să ne aducă un siloz pentru furaje și îl așteptăm de 6 luni, termenul era de 90 de zile, au crescut foarte mult prețurile, nu reușim să facem rost, nu reușim să vi-l aducem. Și au trecut de atunci 6 luni de zile. Pentru că nu există, nu ai pe ce să te bazezi. Și lucrurile acestea au afectat România. Afectează cel mai mult țările care nu au o stabilitate economică. Suntem afectați fiecare dintre noi. Guvernul României a venit și a zis, domnule, vrem să ajutăm. Dar vedeți și aici se ridică o întrebare. Dom'le, i-am îmbogățit pe cei care produceau medicamente. Acum mai îmbogățim pe cei care ne dau curent. Și vine statul să suplinească factura mea. Ungaria a negociat prețul la... Ungaria are cele mai reduse prețuri la energie electrică și la gaze din toată Uniunea Europeană. Pentru că statul a intervenit, un stat puternic poate să negocieze prețuri. Au văzut că este mult mai ieftin să aducă gazul nu prin Ucraina pe linie directă, ci ocolind Ucraina. Ucraina nu și-a mai pus taxe de transport și așa mai departe. E războiul acesta diplomatic economic între ei și-au chemat fiecare ambasadorii acasă. Dar au știut statul să găsească soluții, să ofere cetățeanului, pentru că el este în primul rând afectat. Și aia ar trebui să ne intereseze și pe noi și pe guvernanți. Dom'le, care este bunăstarea cetățeanului? Au venit, s-au mărit, hai să intervenim la factură. De ce nu intervenim la cauza principală care a determinat aceste scumpiri ale gazelor și ale curentului electric? Ori ANR-ul trebuie să ia măsuri, să găsească resurse. Nu avem depozite gaze, nu avem noi ca și țară care producem energie electrică și o producem ieftin pentru că avem hidrocentrale, avem centrala nucleară, avem foarte multe turbine eoliene montate la noi în țară, ajungem să plătim unul din cele mai scumpe facturi la energie electrică din Uniunea Europeană. Nu este normal la asemenea lucruri. În urmă cu un an, pe vremea pandemiei, când industria a intrat într-un colaps, am negociat curentul foarte ieftin pentru că nu existau consumatori. Acum, reluându-se producția, reluându-se toate afacerile, consumatorii fiind mulți, automat crește cererea, oferta crește și ea și automat s-a scumpit toate aceste facturi la energie electrică și la gaze. Aici chiar... La gaze, într-adevăr, depindem foarte mult și de ruși care se impun, care zic clar, dacă vrei gaz, eu pot să-ți ofer, dar acesta este prețul. Păi da, acolo la unguri, Ungaria, Ungaria are o relație, mult mai bună și... cu Rusia decât am avut-o noi vreodată. Nu decât am avut-o noi vreodată, dar noi ne-am aliniat la niște lucruri care probabil cei din Ungaria nu au ținut cont de ele, guvernul maghiar nu a ținut cont de ele, ceea ce s-a dictat, nu faceți comerț cu rușii, ei au continuat mai departe comerțul, ori relația dintre Ungaria și Rusia este cât de cât mai normală decât acelorlalte țări europene care au zis, domnule, nu mai vrem să
facem comerț cu ei, dar ei cumpărăm gazul de la ei. Da, da, doar știți care... Vedeți care, care... Deci nici lucrurile astea nu le înțeleg. Adică noi nu avem voie să vindem mobile în Rusia, dar avem voie să vindem mitralier la talibani, știți? Dar mai este o chestiune. Aici nu-i logic. Mi-e pare foarte rău, am văzut că toată lumea se năpustit acum pe cel, pe ministrul economiei și pe cel de la ANR, pe bună dreptate. Deci eu mă întreb la modul cel mai real, ce s-a întâmplat din aprilie, din aprilie până acum? Adică unde au fost? Și l-am urmărit pe domnul la ANR, pe care vă spun sincer, dacă domnul Câțu vrea să schimbe pe cineva, eu pe celălalt schimba. Deci să vii, să spui. Deci, mie nu-mi place varianta asta, reformulez mai bine, nu-mi place varianta asta care tot timpul ne crede cineva proști. Cumva, vine, ne spui cumva că e o chestiune, o declarație și bă, înghițiți-o că așa este, asta este. Vine cel de la ANR și spune așa, am putea să facem următorul pas, să se scoată, practic, să suporte statul român acel certificat verde, dacă nu mă înșel, care grosomodo e 15% și ar fi o variantă. Omule bun, mie mi se dublează factura, adică dacă o fabrică plătea, nu știu, 10.000 de euro, aia plătește ori 2. Mie că vii și îmi spui cu 15% este egal cu 0, este insignifiant. După aceea vine în declarația 2 și spune că, păi da, da, avem acum această lege cu care va proteja. Ce va proteja? Va proteja chiar familiile care sunt la limita, să zic așa, subzistenței. Din nou nu protejează mediul de afaceri, mediul economic, nu protejează familiile care, dau un exemplu, care, nu știu, care cât de cât au un venit mediu, dar asta nu înseamnă că dacă ai un venit mediu bunicel, să-ți dai unul dintre venituri, să-ți dai numai pe a plăti curent și gaz. Deci nu poți să vii astăzi, să-mi vii să-mi spui că tu, singura economie de 15%, iar premierul, acum, ok, a trecut prin focurile alegerilor foarte bine, dar vino Dumnezeule Sfânt cu o variantă. A anunțat o ordonanță de urgență pentru compensarea prețurilor la energie, la gaz și la energie. Probabil în ședința de guvern de mâine va fi dată această ordonanță de urgență. Din păcate, am înțeles din declarația premierului că n-a fost pregătit încă sau nu există pregătite date pentru a compensa și facturile celor din IMM-uri, adică agenții economici. Păi vedeți, și atunci îmi pun întrebarea, dacă tu vrei să dea pe cineva afară, domnul ministru, și nu pe managerul de spitale, care acum vă spun și altceva, nu cred că este o variantă bună să dai afară un manager de spitale pentru că a desfințat 10, 4, 20 și acum încearcă, bine, asta este, încearcă să le pună apoi, pentru că are o experiență de un an de zile în pandemie. Eu cred că pe acel om nu poți să-l pui deoparte, că l-aduci pe altul care nu cred că acum este timp de a încerca variante pe viețile oamenilor. Dar la Ministerul Economiei, în ministerul acela, îmi pun întrebarea ce au făcut compartimentele alea, pentru că prețul la gaze și peste tot s-a liberalizat, nu cred că de ieri. Sub nicio formă. Tocmai dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii că pe noi toate ne prind nepregătiți. Iarna ne prinde nepregătiți. Acum, știți, eu nu am acum o problemă prea cu PNL. PNL este acum la guvernare, acum asta este, dar eu mă întreb acum, am luat strict un minister. Eu mă întreb Ministerul Economiei ce Dumnezeu a păzit din, am luat reper aprilie. Da. A să înțeleg că s-a lucrat aprilie-mai, da? Iunie, iulie, august, concediu fără dar și poate, da, campanie, lupte interne, nu știu ce organizații și în septembrie, aoleu, ne-a prins acum prețul că se dublează. Păi, nu vă supărați, tot ministerul acela, din momentul X, dacă tot suntem așa în varianta linie dreaptă, îi spune, vă mulțumesc mult, v-am văzut ce ați făcut toți grămadă, vă mulțumesc și mergeți acasă. Da, dar ce facem cu moțiunea de cenzură? Trece moțiunea de cenzură, domnule Urs? Foarte interesant că moțiunea PSD pe care a citit-o domnul Simonis se referă și este și împotriva USR Plus. Deci îi pune într-o oală și pe ei și moțiunea este și împotriva lor.
dacă USR Plus votează moțiunea aceasta, este ca și unul care își dă cartonașul roșu lui însuși și iasă de pe teren. Este o moțiune, este democrație, pot să depună moțiune, s-au întrunit numărul de semnături. Sunt curios dacă această moțiune va trece, pentru că cei de la USR Plus, dacă nu votează moțiunea respectivă nu va trece. Nu știu dacă se adună cele 233 de voturi necesare pentru demiterea guvernului Câțu, dar întrebarea care se pune, alegătorii sau cei care au votat USR Plus au votat ca ei să se alieze împreună cu PSD ca să răstoarne un guvern de dreapta? Este o întrebare legitimă și normal trebuie să-și o pună cei de la USR. Ce așteptări au alegătorii noștri, care sunt gândurile lor, cu ce scop ne-au votat? Să ne aliem cu PSD într-o moțiune de censură împotriva unui guvern din care am făcut și noi parte în urmă cu o lună de zile. Că spunea domnul avocat ce a păzit Ministerul Economiei. Păi Ministerul Economiei a fost la USR Plus, domnul Năsui. A demisionat de acolo, acum este ministru interimar domnul Popescu, dacă nu mă șer, de la PNL. Da, deci era și treaba dânșilor să nu ne prindă o asemenea criză, pentru că probabil semnale erau mai din timp. Semnale erau mai din timp că urmează o scumpire a energiei electrice și normal trebuia să fie informat să se ia măsuri ca aceste scumpiri să nu afecteze într-un mod atât de drastic consumatorul final. USR Plus se află acum într-o situație și foarte interesantă este declarația pe care am citit-o astăzi a domnului Kelemen Hunor, care zicea, până la urmă, domnul Barna a încercat să îl depășească pe dreapta pe Dacian Cioloș și ieșind de la guvernare, lucrul acesta s-a transformat într-o criză majoră atât în coaliția de guvernare cât și în USR Plus, care se află de asemenea în campanie, se află în alegeri interne și s-ar prea putea ca domnul Barna să piardă șefia acestei formațiuni politice. Mai mult decât atât, până la urmă, nu știu dacă nu în acest moment îmi trece cel puțin așa ca idee că având ministerele cu probleme acum, Ministerul Economiei, Sănătate, nici justiția nu stă foarte bine raportat la se pensionează prin fiecare zi magistrați, deci o să devină oricum, cred că la un moment dat o să ajungem să vedem magistrați care își dau demisia efectiv. Avem grefiere care le leșină prin sele de judecată din cauza mulțimii de dosare și de insuficiența personalului. Deci toate cele trei ministere au fost la dânsii. Ok, au plecat, că nu le-a plăcut de Câțu, că acum asta văd Câțu. Câțu este problema, să înțeleg că dacă de mâine pleacă Câțu, ei pot să guverneze practic altfel. Dar mă întreb altfel. Ok, vine pleacă Câțu, să spunem. Vine Bolojan, de exemplu. Da? Vine Bolojan. Să înțeleg că dacă peste 6 luni de zile nu se le pleacă de Bolojan, din nou pleacă de la guvernare. Ce legătură atât de puternică poate să aibă în varianta în care Ministerul Sănătății este în starea în care este fără nicio fără supărare? Nu poate să-mi spună mie nimeni că premierul este de vină pentru paturile din spitale. Deci deși l-am auzit pe domnul Barna sugerând cumva chestiunea asta, efectiv atentând la minima inteligență pe care unii dintre noi o au. După aceea, la Ministerul Economiei, ce poate să-mi spună? Că domnul Câțu este de vină că domnul Năsui nu a venit din aprilie și putea să vină din aprilie, exact așa cum vedem acum pe rețelele de socializare, dacă cineva nu l-a ascultat. Vedeți, aveți grijă că prețurile la gaze și energie se vor scumpi, se vor așa mai departe. Haideți să luăm măsuri din timp. Nu cred că l-am văzut pe domnul Năsui cu aceeași ardoare pe rețele de socializare și pe colegii dumnealui care să scrie cu acele roșu pe care le vedem, că sunt tipice din campanie deja. Deci, mi-e pare foarte rău. Tendința pe care o am eu acum, să zic puțin opinia mea personală, este că ei au plecat și pe acest considerent. În care a venit greu, ok, noi nu putem să mai facem nimic, mergem în opoziție și strigăm iar. Adică dumneavoastră ne spuneți că ei au plecat de la guvernare și au dat vina pe Florin Câțu, știind că s-ar putea să câștige Florin Câțu alegerile din PNL și
PNL, liberalii nu vor renunța la Florin Câțu premier, adică ar fi culmea acum, după ce l-au ales președinte, să zică lasă, că te dragul vostru îl retrage. Bine, am a... Sau? Deci mi se pare o imaturitate politică a celor de la USR Plus. La început, să nu uităm, atunci când s-a format această coaliție, au avut un singur gând. Dom'le, nu vrem să fie premier Orban. Da, dom'le, li s-a dat atunci această favoare, acest moft pe care l-au avut. Nu-l vrem pe Orban premier, da, îl vrem, suntem de acord cu Florin Câțu. După 8 luni nu mai vrem nici Florin Câțu, vrem altul. Asta mi se pare o copilărie politică. Lucrurile astea se pot discuta, se pot negocia în cadrul coaliției. Noi ne luăm gențele și plecăm. Ori dacă nu suntem în stare, susținem un guvern, dar nu participăm la guvernare pentru că nu avem oameni pregătiți pentru a guverna. Și atunci, sau nu ne asumăm ministerele care au o anumită dificultate, care sunt cu probleme și atunci asta este situația. Nu avem oameni și nu suntem pregătiți pentru o guvernare în ministere problemă. Și atunci le dăm celorlalți sau nu ne asumăm această răspundere. Dar mergând tot pe aceeași idee, ce facem? Peste 3 luni iar ne luăm jucările și plecăm acasă și ne îmbufnăm că nu suntem de acord cu cel pe care îl alegem din nou ca și premier al coaliției. Am auzit varianta pe care cei de la USR au zis-o, domnule, venim la guvernare dacă dăm noi premier. A fost o variantă. Ori lucrurile acestea nu se poate, trebuie să vadă care sunt... Domnule Urs, haideți să spunem că i-am înțelege, că îi înțelegem pe cei de la USR Plus că sunt nemulțumiți și probabil au motive să fie nemulțumiți. Nu știm de ce n-au prezentat aceste motive în perioada în care erau în funcție, erau miniștri, erau la guvernare. Dar ce părere aveți despre declarațiile fostului președinte PNL Ludovic Orban, care spune că este o criză politică declanșată de Florin Câțu, adică de premierul pe care domnul Orban l-a propus și l-a susținut cu acordul președintelui României și care a aruncat România în aer. Adică premierul propus de PNL împreună cu președintele susținut de PNL au aruncat țara în aer, ne spune Ludovic Orban, nu? Într-o mică mare măsură, eu sunt de acord. Președintele nu a acționat ca un mediator. Președintele nu a avut în vedere faptul că nu există un partid aflat la guvernare care să aibă majoritate stabilă, cuvârșitoare. Și aici îmi păstrez această opinie, e opinia mea personală, în care domnul Câțu, din punctul meu de vedere, nu mai trebuia să fie premier. Chiar cred chestiunea asta. Era o chestiune de a da dovadă de o maturitate politică, de a da dovadă faptului că nu mă cramponez de acest scaun, în care mă duc să mă aleagă cei din PNL de pe postura că sunt un foarte bun lider politic și nu trebuie să fiu premier. Și mai mult decât atât, că virgulă, contează mai mult poporul decât orice fel de funcție și orice fel de scaun. Pentru binele, indiferent cât de imatur este USR Plus, suntem într-o coaliție, asta este, unul este mai imatur sau mai matur decât celălalt. Nu ai putut să-ți alegi partener de guvernare în funcție de maturitate. Domnul meu, să-ți spuneați că s-ar putea peste 6 luni să nu le convină celor de la USR Plus nici viitorul premier. Ce facem? Schimbăm premierii din 6 în 6 luni? Că nu i-am schimbat suficient în perioada guvernării PSD? Ce s-a schimbat de la guvernarea PSD până acum? Da, da, aici un pic și domnul premier a gafat. Acum nu vorbim de premier sau de nume sau de persoane, că tocmai dumneavoastră spuneați că nu ar trebui să conteze persoana. Ar trebui să conteze interesul României. Părerea mea este că s-au dat niște ministere cheie. S-au dat ministere cheie unei formațiuni politice care nu are experiență. Dar cine le-a dat? Că noi le-am dat? Justiția este clar că... Deci au exprimat foarte clar această chestiune. Justiția și-au dorit o USR Plus din primul moment. Că au fost cu varianta. Ok, foarte bine. Dar să știți că, de exemplu, sănătatea și-au dorit-o pentru că era Voiculescu. Sănătatea, transporturile, economia, corect, justiția,
Ce alte ministere grele? Fondurile europene. Da. Deci ministere grele, ministere importante. Și acum eu vă spun așa, la sănătate, nu știu dacă Voiculescu era varianta potrivită în raport, de exemplu, cu Nelu Tătar. Vă spun foarte sincer, uitați, puteți să, inclusiv în opoziție să vedeți, în opoziție să vedeți că toată lumea unanimă să zică că în nebunia nebunilor așa cum a fost acea dată cu acele sisteme, cu acele lipse de echipamente, de protecție, cu așa mai departe, cumva acel om Nelu Tătaru cumva a știut să gestioneze, să fie peste tot. Ăsta este sentimentul. Ori eu îmi pun întrebarea acum. Da, l-am văzut domnul din spital Voiculescu, perfect de acord că are calitățile dumnealui și așa, dar vorbim de o pandemie și vorbim de o chestiune în care aici nu trebuia să facă, cum să zic, nu trebuia, vedeți din nou chestiunea asta, cumva o vedem noi cetățenii, că politicul este sus, noi oamenii și restul jos. Deci trebuia să facă această rocadă pentru de data aceasta, contează mai mult faptul că să nu ne pierdem niciun cetățean român și nu știu dacă ați observat cineva cu această propoziție să fie auzat pe cineva. Nu vrem să pierdem niciun cetățean român sau și de altă, la un fel că vorbim de cetățeni străini sau care sunt în tranzit sau și mai departe. Nimeni. Nu, e tot o variantă în care cel de la PNL mi-a dat avizul, nu mi-a dat avizul, celălalt premierul mi-a revocat ministru și exact același bâlci. Bâlci, cred că probabil de carul cu bere din București, din perioada, nu vreau să zic interbelică, dar undeva mai după. Domnul Nelu Tătaru a fost odată în vizită, chiar în timpul pandemiei, în județul Satu Mare. Noi l-am așteptat la sediu. A venit, ne-a salutat în 10 minute și spunea, vin de la un spital, mă duc la alt spital, nu facem politic, am intrat doar să vă salut și... a mers să se întâlnească efectiv cu cadrele medicale, mergea exact acolo în câmpul de luptă. Este într-adevăr un profesionist, a știut să gestioneze cât a putut. S-au confruntat, nu s-a mai confruntat, nu ne-am confruntat ca țară cu asemenea pandemie, cu asemenea boală și a încercat să gestioneze cât mai bine lucrurile, atât cât a putut și a dat interesul. A fost în tranșee, cum se-ar zice. Ori să fii Ministrul Sănătății și doar din birou să numeri, să socotești, să vezi ce îți iasă, ce nu îți iasă, nu iasă. Acum mai este o chestiune. Să știți că îl cred pe domnul Voiculescu, de exemplu, de la USR Plus, când a venit și a spus că, într-adevăr, de problemele care este la Casa de Asigurări de Sănătate și de acolo sunt niște, într-adevăr, este o matcă foarte, foarte veche acolo și care, într-adevăr, trebuia schimbată. Da? Domnul Voiculescu, exact din pricina faptului că nu este matur politic, nu a înțeles că niciodată nu îl iei taurul de coarne și încerci să te lupți cu el în varianta 1 la 1, cum s-ar zice. Deci trebuia încet, încet să pregătească terenul pentru lucrul acesta și să pregătească acum varianta asta, vedeți, de toamnă. Nimeni, nu cred că i-ar fi reproșat cineva ceva, vreun lucru. Trebuia să meargă să vadă în teritoriul toate spitale, să vadă că altfel este când le vezi. Sau altfel când vezi pe niște date care ți se transmit sau vorbești telefonic. Nu este același lucru. Aici s-a văzut, nu știu de ce, și acum, după aceea, varianta asta că ne băicărim, cred că este cuvântul, nu știu dacă e ok ca un popor care spune că suntem foarte mândri, că noi ne-am luptat cu turcii, cu otomanii, cu... Da? Adică nu cred că ne face cinste chestiunea asta. Mergem înainte, ok, foarte bine. Dacă s-a întâmplat că cineva ne-a dat la o parte, foarte bine, o înghițim, mergem mai departe. Așa e în politică. Nu numai aici, e peste tot. Dar varianta asta că venim la 70 de talk show-uri și ne plângem de milă, cumva nu vă supărați. Mie nu-mi trezește antipatie, nici electorală, nici simpatie, nici măcar ca individ. Și aici, într-adevăr, recunosc că PNL-ul probabil că aici au dreptate de această imaturitate, numai că are și PNL-ul, cred că, din păcate, din punctul meu de vedere, mai multe bubele la PNL. Discuția noastră a pornit de la moțiunea de cenzură care a fost citită astăzi în Parlamentul României. Marți va fi votată, rămâne de văzut dacă va trece, dacă va pica guvernul Câțu, dacă va demisiona Florin Câțu, cu toate că a declarat că nu va demisiona. Să-l urmărim apoi, să revenim. We'll be right back.
Cred că trebuie să citim Constituția României. Alegerile anticipate se declanșează când președintele dizolvă Parlamentul României. Poate dizolva Parlamentul României. Deci decizia nu este nici la PSD, la Ciolacu sau la alții, este la domnul președinte. Haideți să citim mai atenți Constituția României. Da, în România, astăzi, în Parlamentul României avem trei partide care vor să arunce țara în aer. România are nevoie de investiții, România are nevoie de resurse pentru sistemul de sănătate, are nevoie pentru educație, are nevoie de decizii pentru a rezolva problema prețurilor la iarnă și avem trei partide în Parlamentul României care își bat joc de români, care vor să arunce țara în aer. Acestea sunt USR, PSD și AUR, care au o competiție între moțiuni pentru a da jos un guvern, au ei o problemă. Eu le spun că interesul românilor pentru mine este mult mai important decât jocurile lor în Parlamentul României și ar trebui să le ceară scuze românilor că în acest moment, în loc să se gândească la soluții pentru români, ei vin să dea jos guvernul. Da, domnule Urs? Nu știm. Deci speranța noastră este ca cei de la USR să se trezească, să vină probabil înapoi la masa negocierilor și să nu voteze moțiunea celor de la PSD. Iar cei de la PSD au mândria lor și să zică, domnule, noi am dat jos guvernul, moțiunea noastră a trecut și de aceea au fost interesați ca moțiunea lor să intre prima în dezbatere și să fie votată. Sunt curios până la urmă cum se va întâmpla și ce se va întâmpla, dar este dreptul lor, nu știu dacă se vor aduna cele 233 de voturi necesare pentru a schimba guvernul. Nu vor să se implice, așa cum zicea și domnul premier, în bunăstarea românilor, a celor ce l-au trimis acolo. Ei sunt interesați doar să depună o moțiune de cenzură să schimbe guvernul. Ce credeți că vor vota cei de la USR Plus această moțiune de cenzură? Vă întreb asta pentru că astăzi președintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a reproșat parlamentarilor USR Plus că n-au fost în Parlament la citirea moțiunii de cenzură. Și spune domnul Ciolacu, useriștilor nu le place să audă ceea ce susțin, că o să voteze. Mai concret, moțiunea conține și critici la adresa miniștrilor USR Plus. Și atunci, în situația aceasta, din punctul meu de vedere, domnule Urs, vor vota o moțiune care îi critică și pe ei? Asta depinde de ei, dar câte s-au întâmplat în politica românească nu m-ar mira niciun lucru. Dar în mod normal, așa cum spuneam și mai de adineori, adică tu îți dai ție un cartonaș roșu, te critică pe tine și tu spui da și iei poziția de ghiocel, ai dreptate și te excluzi pe tine sau accepti moțiunea împotriva ta însuți și o votezi moțiunea pe care se adresează și împotriva ta. Eu cred că se va vota moțiunea aceasta inclusiv de cei de la PNL, de o parte de cei de la PNL. Gândiți-vă că vorbim de tabăra urban, care nu știu în ce măsură nu se va vota. Cumva, grosomodo, din toate părțile se vor aduna cei 233 de voturi, din punctul meu de vedere. Și vă spun și punct de vedere politic, premierul, și dacă și-ar dori varianta propusă de USR, varianta cu alt premier, el să treacă la un mandat ca președinte al Camerei Deputaților, că probabil că asta va fi la Senat, da, la Senat, numai că acolo Anca Dragu e acolo, deci e complicată tabla de șah, dar vă spun în teoretic și practic. Și atunci el trebuie să pice ca să nu-și piardă, cum să vă zic eu, acest capital cumva indiferent politic. Dacă își dă demisia, nu mai dă nici bine, nici nu sună bine, nici nu varianta asta. Dar am trei chestiuni vis-a-vis de declarația dumnealui. Nu poate să facă asemenea declarații să spună că doar cei de la USR Plus sunt cei de vină pentru această criză politică. Îmi pare foarte rău, ca să nu-ți asumi absolut nicio vină în această criză, mi se pare că exact face exact același lucru ce reproșez celor de la USR Plus, o faci și tu acum. Că te comporți ca un imatur politic și că nici nu vrei să vezi ce ai în fața ta. Ești avid de putere sau nu știu care este explicația. 2. Nu se poate spune, da, are dreptate cu
cu președintele țării, doar că trebuia să continue fraza aceea și să spună că, dat fiind că președintele este cel care, da, și dat fiind că eu sunt într-o relație foarte bună cu dumnealui, acest lucru nu se va întâmpla. Pentru că era o variantă mult mai cinstită și onestă să o spui așa. Varianta, chestiunea a treia, că să-și ceară scuze USR-ul, eu cred că, nu știu dacă este foarte bine și foarte... N-a fost grijuliu în această exprimare, în raport cu ce s-a întâmplat la Congresul PNL, da? Adică tu spui să respecti măsurile, să porți măști, să mergi de vaccine și mai departe și proprii tăi, până la urmă, reprezentanți din organizațiile a cărui, până la urmă, președinte ai fost ales, da? Nu au respectat nici măcar o regulă, încă stați că vorbim de o grămadă de amenzi care s-au dat, cei care nici n-au purtat, că vorbim de distanță și alte chestiuni. Ori eu cred că acum... Au primit și organizatorii. Da, da, să știți, da, să știți, da, perfect de acord, dar să știți că nici o lider de la PNL n-am văzut să vină să-și ceară scuze. Apropo de dacă tot cerem scuze, adică problema politică este o chestiune de imaturitate politică de care, din păcate, și la PNL o văd. Nu poți să vii să spui de celălalt că este, cu ghilimele, este hoț, când și tu faci la fel. Adică poți să pretinzi o anumită coloană, o anumită verticalitate celui din coaliție cu care guvernezi, dacă tu ești exemplar. Nu poți să vii să spui că păi, el este cu mai multe probleme decât mine și eu am, dar el este cu mai multe. Asta e ca la școală, știți, cu nu colegul. Nu așa se obișnuiește în clasa politică? Ați văzut dumneavoastră să facă liderii politici altfel? Sincer, am spus-o cred că și în emisiunea trecută și o spun și acum. Singurul partid care în acest moment văd că cât de cât își vede de treaba lui și în varianta actuală este cel la UDMR. L-am văzut pe domnul Cechiat, el vine, spune, pac, pac, asta se întâmplă. Și se vede ce s-a întâmplat în sănătate de când este interimar. Nu mă supărați, adică cumva... Asta trebuie să-mi transmită mie un... Bine, are experiență politică, că vorbim și dacă nu vorbim de UDMR, vorbim că ar fi din orice alt partid. Deci nu poți să pui ministru la o sănătate, la o economie, doar pe simplu fapt că are pe CV studiile cu pricina și că este un foarte bun membru de partid. Deci astea două chestiuni nu bat. Și eu cred adică dumneavoastră ne spuneți acum că cei de la PNL n-au negociat bine ministerele atunci când s-a alcătuit această coaliție. Ar fi trebuit găsit ministerul și omul potrivit, nu să fie împărțite să vă zic, pe... Eu pot să vă zic atât și cât chiar într-o propoziție. Eu cred că cei la PNL au gândit-o bine din punct de vedere politic. Politic înseamnă că să gândești... cu vreo 10-20 de mutări înainte și grosso modo dacă tu câștigi pe tabla de șac, practic să capitalizezi voturi și să fii câștigător. Asta este problema politică, nu este ca și cuvânt când spunem politică. Ei au intuit chestiunea că cei de la USR Plus, cu ghilimele de rigoare, o să-și rupă gâtul cu aceste ministere, pentru că sunt toate ministere extrem de grele. Deci și-au dat seama. Da, dar ei au dat premierul, doar PNL că... a dat premierul și păi știm da, dar... că de fiecare dată partidul care dă premierul este mai vinovat. Adică... Dar că n-au luat în considerare faptul că sunt într-o coaliție. Nu vorbim de o variantă în care, nu știu, deci oricum, erau într-o coaliție. Trei, cred aici, într-adevăr aici și nu USR Plus, cred că... Domnul Cioloș joacă extrem de bine abil politic, are o experiență politică netă peste domnul Barna. Domnul Barna a fost cel care a venit și a trâmbițat de jumătate de ani în toate variantele, că e Câțu, că e Orban, că e nu știu cum, care a fost, care n-a fost. Domnul Barna, din punct de vedere politic, va pierde inclusiv președinția formațiunii care o credeți? Reprezintă, mai mult ca sigur. Sunt aproape convins. Domnul Cioloș a stat mai în spate, a spus, da, are dreptate colegul meu Barna și atât, s-a retras înapoi. Domnul Cioloș va veni președinte și în momentul în care a venit domnul Cioloș președinte, zic că, ok, eu mă bucur pentru tine că tu ești supărat, domnul Barna, du-te cu domnul Voiculescu și vedeți-vă de supărările voastre, da, că eu mă duc la guvernare. Domnul Voiculescu este de la Plus, de la Plusul domnului Cioloș. Vedeți că acolo... Și...
Doamna Mihailă este tot de la Plus. Vedeți că acolo deja, acum, după alegeri, nu mai prea sunt variantele astea, că e USR Plus. Acolo deja vorbim de tabere mai mult decât formațiuni. Dar domnul Cioloș a jucat foarte, foarte bine politic în varianta, din păcate spun eu, în varianta în care domnul Barna, nu că pierde electorat, domnul Barna niciodată nu o să mai fie într-o vreo variantă de competiție electorală după aceste alegeri, și o să vedeți. Sunteți de aceeași părere, domnule Urs? Nu știu, este interesantă și opțiunea alegătorilor, membrilor din USR Plus. Domnul Barna, cred că la prima rundă de alegeri a pierdut nu, ca și număr de voturi, adică domnul Dacian Cioloș a avut mai mare număr de voturi, tocmai sancționat probabil și de faptul că a ieșit de la guvernare declarații care de multe ori au fost contradictorii, pe care le-a avut atât timp cât era și vicepremier, și lucrurile acestea au fost sancționate de către cei din USR Plus, probabil doreau o continuare a guvernării drepte. Acum o alianță cu PSD-ul la moțiune probabil va pierde mai mult electorat și domnul Dacian Cioloș va ieși câștigător în această confruntare electorală pe care o au în cadrul partidului. Și cei de la USR, probabil foarte mulți, sunt revoltați de faptul că ei și votanții lor și partii de dreapta să se alieze cu PSD-ul împotriva celor care au făcut opoziție timp de 4 ani și să se alieze cu ei într-o moțiune de cenzură. Este interesant și deznodământul pe care îl va avea aceste alegeri, dar cred și toate indică o victorie a domnului Dacian Cioloș la conducerea acestei formațiuni politice. Iar domnul Dacian Cioloș, nu știu dacă ați urmărit toate interviurile, bine, acum înainte de prima rundă de alegeri, eu nici nu le pun la socoteală acele interviuri, dar uitați-vă după rundă, toate unde nu cred că cu extrem de mare semne de exclamație spune nu intru la guvernare. Deci nu l-ați auzit pe domnul Cioloș. Deci e o chestiune care este într-un stand-by. Dacă câștigă, și cred că va câștiga, cel puțin opinia mea, va câștiga alegerile, domnul Cioloș, vă spun că va bate palma cu domnul Câțu într-o guvernare viitoare. Este terminat politic această formațiune dacă votează moțiunea PSD. Este, adică vă dați seama că nici nu vor, încă haideți că nu știu, cu aur spui că ok, votez pentru că vreau să dispară domnul Câțu, că nu ne place de el și la nimeni nu-i place. Foarte bine. Dar să votezi cu PSD moțiunea după ce tu dați în urmă filmul mai mult de 2 ani de zile, tot aceeași... Domnul Mureșan, dar și faptul că te aliezi cu AUR, tu, Partidul European, tu care susții valorile europene, să te unești cu un partid naționalist care, iar nu, din punct eu cred că de ușor vedere extremist. Ideologic, eu cred că ușor extremist chiar. Să te unești cu el doar de dragul unei moțiuni de cenzură și v-ați găsit să depuneți împreună să susțineți o moțiune de cenzură. Ori cred că domnul Dacian Cioloș are și maturitatea necesară încât să vorbească și să discute în interiorul partidului cu parlamentarii celor de la USR să nu voteze moțiunea PSD. Cred că va câștiga și din punct de vedere electoral în interior, în lupta aceasta în interiorul USR-ului, și va câștiga șefia acestei formațiuni politice. Am înțeles că există o moțiune de cenzură, că aceasta ar putea trece, că cabinetul Câțu ar putea cădea. Dar ce punem în loc? Să ajungem acolo, dar eu nu cred că această moțiune va trece. Nu cred, cred că vor avea cei de la USR maturitatea necesară, încât să zică, stai că ne-au ales și voturile le-am primit ca să nu să ne unim cu PSD-ul într-o moțiune de cenzură. Și domnul Câțu, de asemenea, trebuie să lucreze foarte mult la unitatea partidului în asemenea momente, pentru că probabil sunt parlamentari PNL supărați
sunt supărați și trebuie să lucreze la o unitate clară a partidului, să-i adune pe toți parlamentarii de la Partidul Național Liberal, să zice, domnule, suntem în aceeași barcă, vrem de vrem, dacă voi trăiți cu impresia că făcând o gaură în barcă, barca nu se scufundă, ne scufundăm toți. A, și mai este o chestiune. Domnul Câțu, nu știu, sper din tot sufletul să aibă o maturitate suficientă care să nu fie umbrită de gloria câștigării președinției Partidului Național Liberal, dar dacă nu va face concesii, deci dacă nu va face concesii, suntem pe final de emisiune, din punctul meu de vedere, va fi o problematică destul de mare pentru PNL în cele ce urmează. Domnilor, noi vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la ora 20. Să ne revedem sănătoși!